profesor? Când și cum ați devenit matematician? Matematician? Matematician am fost întotdeauna. Poate că vrei să mă întrebi când, cum și de ce am început să mă ocup de mașinile de calcul. Acum vreo 37 de ani am început să învăț matematica de la început. Începutul înseamnă logică matematică. Logica matematică, am aflat acum vreo 19 ani, se aplică la automate. Și automatele cele mai importante, cele care joacă un rol mai viu în lumea noastră de astăzi, sunt calculatoarele electronice. Iată de ce m-ai găsit aici. Care este idealul dumneavoastră de fericire? Să trăiesc printre oameni care judecă corect. Care e virtutea dumneavoastră preferată? A nu avea niciuna. Pentru care greșeli aveți mai multă îngăduință? Pentru ale mele. Ce apreciați mai mult la prietenii dumneavoastră? Lipsa de dușmănie. Ce vă indispune mai mult la prietenii dumneavoastră? Lipsa de umor. Ce apreciați mai mult la dumneavoastră? Dragostea de paradox. Care e principala trăsătură a caracterului dumneavoastră? Speranța. Speranța de mai bine. Speranța că o să știm să facem să fie mai bine. Ce detestați mai mult decât orice? Să mă obligi să spun cum vrei tu. Care e deviza dumneavoastră? Să nu te înveți cu apă rece. Care sunt personalitățile istorice pe care le admirați cel mai mult? Oamenii de știință. Ce ați fi vrut să fiți? Ce sunt? Care e ocupația dumneavoastră preferată? A fi profesor. Să considerăm un contact. Un contact precede substantivul și așa mai departe. Nu e absolut nimic numeric într-o traducere automată. Aș vrea să vă pun două întrebări, cred, legate între ele. Prima ar fi ce nu pot să facă calculatoarele, pentru că ați arătat ce pot să facă în diverse domenii. Iar a doua, credeți că relațiile între om și mașină, prin apariția calculatoarelor, intră într-o fază nouă, esențial deosebită de cele anterioare? Cred că cele două întrebări n-au nicio legătură una cu alta. La prima întrebare nu pot să-ți răspund, fiindcă ceea ce am să spun îndată nu consider că este un răspuns. Întotdeauna când au apărut lucruri noi, oamenii s-au speriat și au încercat să pui limite și au decretat cu tare lucru nu va putea fi făcut, cu tare lucru nu va putea fi făcut și așa mai departe. August Con, care este un om care oricum merită să fie stimat, spunea că niciodată nu o să putem ști ce este în interiorul stelelor. Foarte puțini ani mai târziu, astrofizica și de atunci mereu aflăm prin mijloace de astrofizică, aflăm exact ceea ce e în interiorul stelelor. Eu cred că omul e frică de lucrurile noi și de-aia vrea să găsească ce nu poate să facă altceva. Mașina asta de calcul, eu cred, și just asta, că poate să producă în fiecare om o spaimă mai mare decât bomba atomică, fiindcă bomba atomică cu toții sperăm că nu o să fie utilizată, în timp ce calculatoarele cu toții sperăm că vor fi din ce în ce mai mult utilizate. Și atunci s-a apucat, din cauza calculatoarelor și automatizării, ca oamenii să intre în panică și eu cred că au dreptate, fiindcă efortul de inteligență care ți se cere ca să lucrezi cu un calculator e mult mai mare decât acela ca să ceri să lucrezi cu o mașină convențională de birou, de calcul, și acesta e mult mai mare decât acela că ți-l cere un șciot acela pe care se umblă cu mărgelele și se adună de la 1 la 10 pe fiecare sârmă. Și aici am să viu cu răspunsul și la a doua întrebare a matale, care poate, că acum îmi dau seama că dacă cele două întrebări n-au nicio legătură, cele două răspunsuri poate să aibă. Ceea ce caracterizează tehnica mai veche este faptul că era o tehnică pe măsura umană, ca smaua are o mărime care poate să fie comparată cu cea a corpului omenesc, unitățile de măsură erau cotul, piciorul, degetul și așa mai departe. Astăzi tehnica nu mai e pe măsură umană. Tehnica, pe lângă o megatehnică, în care distanțele sunt foarte mari, să zic ca de la pământ la lună, iuțelele sunt foarte mari, să zic iuțelele de calcul ale unui calculator. Mai avem, evident, o microtehnică, o tehnică a celei mai înalte preciziuni, a intervalelor de timp măsurabile, care nu sunt secunda, nu sunt milisecunda, a mia parte dintr-o secundă, nici microsecunda, a milioana parte dintr-o secundă, ci sunt, de exemplu, acum nanosecunda, care este a miliarda parte dintr-o secundă. La această tehnică, care nu e pe măsura omului, omul trebuie să răspundă. Și atunci omul răspunde așa cum poate, pe măsura lui. Tehnica, într-un anume mod, îl depășește, dar îl depășește ca posibilitate fizică. Această depășire e pur și simplu ca posibilitate fizică, fiindcă, în schimb, ca posibilitate intelectuală, omului se cere un nivel intelectual incomparabil mai mare ca înainte. Relațiile între om și mașină fac ca tehnica nouă să ceară omul de o cultură nouă mult mai ridicată și de o cultură, adaug, nu numai în specialitate, și de o cultură generală. Aici e problema pe care oamenii de știință și tehnicienii, și nu numai noi, tehnica modernă o pune oamenilor de litere, pictorilor, muzicanților, sculptorilor, de a produce o artă atât de înaltă, încât să fie la nivelul inteligenții științifico-tehnice de care are nevoie un lucrător normal la un calculator. Aceasta face ca relațiile între om și mașină, care acum au devenit relații intelectuale, nu mai sunt relații manuale. Efortul depus de a apăsa pe un buton e excepțional de mic, nu poate să fie nul, dar excepțional de mic, e întovărășit de un efect intelectual deosebit de puternic și, nu trebuie uitat, de un efort moral deosebit de puternic.